fac. Vine rubrica de modă, o să avem ce vedea astăzi, pentru că la stil de succes cu Elida Toma vine Denis Predescu. Salut! Ne știm că ne-am mai văzut bine. Opa! Noi foarte bine. Voi ce faceți? Suntem bine și noi. Pe Denis îl cunoașteți, am mai fost la prieteni. Am revenit cum v-am promis. Mulțumim. Însurat, cu minte. Însurat și cu minte. Bun, ai făcut și pasul ăsta. Da, a fost. Gata. Doamne ajută să fie într-un ceas bun. Bănuiesc că de aici mai multă creativitate și practic ceea ce o să și vedem astăzi, nu Elida? Evident, Denis, pe lângă proiectele lui de arhitectură, pentru că el este arhitect și are proiecte și de design interior, merge în paralel cu moda și face și costume de teatru, face și scenografie și acum vorbim de fapt despre zona de modă, ceea ce face el cu rochile de seară, cu rochile de mireasă. Recent s-a întors din India, unde a sărbătorit, cumva, cum să spun, că... A fost luna de miere. A fost luna, da, și, dar a făcut și o ședință foto senzațională. Avem și imagini, dar am venit și cu câteva piese foarte frumoase care fac parte din colecția lui de rochi de seară. De 2019, astăzi. Nu? Da. Da. Și oricum, nunta oricum m-a dus într-o altă direcție, care nu mă așteptam, cu event planning-ul de nunți. Deci a fost un adevărat show, v-am zis că o facem în vama veche. Și a ieșit o isterie, adică am venit pe corabie, a fost foarte frumos. Ai și... venit pe corabie? Mamă, ce tare! Ești totul foarte spectaculos. Patronii mi-au făcut toate nebunile și am riscat pe 22 septembrie, adică chiar dacă era cald, cum a și fost. Am avut noroc să ne ajute Dumnezeu că n-a fost măcar un fir de nisip, putea să fie nisip pe mâncare, putea să fie 1000 de căi probleme. Și a ieșit super și chestia asta i-a tot motivat pe cei din jur și s-a creat așa o nebunie, o isterie de oameni care vor nunți atipice, că lumea s-a cam plictisit de clișeu. Ne-au văzut pe noi nebuni să ne riscăm să facem pe 22 septembrie, când oricum sezonul se închidea pe 1 septembrie, o nuntă și într-o stațiune care oricum era goală, părăsită, fără nimic deschis. Dar tocmai faptul că era pustie ne-a ajutat să ne facem noi scenariul cum ne-am dorit și lucrurile s-au împletit frumos. Noi doi nebuni, patronii alți nebuni, a ieșit super. Hai că numai nebuni, parcă așa ai zis-o, de parcă numai o nebunie. Oameni. Ce vedem creativ, astăzi, da. Elida? Astăzi vedem o parte, o mică parte din rochile de seară ce formează colecțiile lui. El a fost inspirat practic de India, dar și de nunta lui de care povestea și acum lucrează la colecția de rochi de mireasă. Însă noi astăzi vom vedea piese din colecția de rochi de seară. Ești pregătit? Sunt pregătit. De rochi de seară? Să intre fetele. Să văd... cum arată toate creațiile astea de care tu atât de frumos ne-ai povestit, Elida. Eu sunt sigură că India este o inspirație pentru orice creator ajunge acolo, în orice formă. Sunt creații spectaculoase, au o teatralitate anume, pentru că el a mers în zona de teatru și film. Și Doina Levința și-a pus mult amprenta pe tot ce face Denis, pentru că a fost mentorul lui foarte mulți ani. Aici este catifea, o rochie de catifea. Manualitate, foarte multe detalii, decupate, aplicate, broderie. Aici e spectaculoasă manșeta și mâneca. Da, la asta mă uitam și eu, la mânecile care sunt făcute din tiul. E tiul, nu? Da, e o rochie greu de înțeles în sensul în care dacă e pe umeraș, ai niște mâneci foarte lungi până pe aici. Care trebuie și zici, Doamne, cum îmi vin mânecile alea până la genunchi? În momentul în care o pui pe tine, schimbă total volumetria și... Și mă bucur că nu văd negru, ci că văd un pic de culoare, chiar dacă e un... O să fie și una neagră. Da, o să fie și una neagră. Dar ai și culoare și pe mine m-a uimit treaba asta, pentru că el e cu negru, iubește negru, dar... Și în general cred că așa ne-am obișnuit și când e vorba de rochii de seară și de creații de astea de spectaculoase, să fie mult negru. Stă pe Ramona. Mă bucur. Asta e Ramona, nu? Din Ramona, dar și uite și roșu. Iată. Asta e de inspirație asiatică, nu? Da. Și bineînțeles, broderia și decorația care e practic școala Levința, adică colajele, tot ce se regăsește ca decorațiune. De pe la japonezi, bănuiesc, nu? Da. Doamna Levința, chiar asta este un fel de, seamănă cu pielea întoarsă, o catifea, dar cu părul foarte scurt și are efect de piele întoarsă. Are o ținută foarte frumoasă materialul, deci merge pe linia corpului și dintr-o dată devine vazat, se așează foarte frumos. Are niște clini în partea de jos pentru a-i da amploarea. Dar chiar numai culoare. Culori tari, un albastru royal sau cum îl numești tu? Un pic și albastru și indigo, da. Adică m-am jucat cu mai multe nuanțe. Fiul care e în talie.
merge spre Indigo. Spre Indigo. Partea de jos e un blomarin, dar un pic pastel, un pic lăptos. Și partea de sus e... ceva între. Exact. Și cum galbenul cu albastru sunt culori complementare, vine foarte bine auriu pe albastru. Un corset, partea de bust. Partea sus fixă de bust, partea de jos vaporoasă. Putem combina nuanțe de albastru? Că știu că lumea zice să nu pui mai multe nuanțe pe tine. E foarte ok. Deci, poți și combinații spectaculoase. Depinde proporția pe care o faci și nuanțe pe care alegi. Iată. Frumos, foarte bine arată. Nu, foarte bine arată pe cuvânt. Dacă nu, eu mă bucur când văd culoare. Și cu blondul. La rochile de seara. Ce rapide. De culoare. Ce rapide ești, Ramona. Am ajuns și la negru. Da. Dar nu chiar tot negru. Transparențe, multe transparențe, dar și jocul acesta cu dantelă, mai multe tipuri de dantelă văd aici. Transparent. Bine, ideea e că dacă vine clienta și o cumpără, eu aș scurta dublura, dar pentru prezentări și pentru alte lucruri am lăsat-o lungă. Dăm niște prețuri informative că poate interesează pe oameni. Mă gândeam că îmi faci un cadou. Păi de asta vreau, ca să-ți fac cadou acum de iepuraș. Pentru ea, de exemplu, sau în general? Da. Între și între. Aici, la Ramon. Asta este până într-o 1000 de euro, vreo 780 de euro. Mm-hmm. Dar e multă manualitate sus, totul sunt colaje de dantelă, pietrele sunt recusute din nou. Deci... Oricum, ținutele create de tine se pot găsi pe site-ul tău. Pe site-ul meu, denisprescu.com, sau pe Facebook-ul meu, denisprescu. .com? Ești internațional. Normal, cum să nu? Și fiecare rochie se adaptează fiecarei doamne care vine să o cumpere. Fitting-urile și retușurile sunt tot timpul incluse în prețul rochiei. Mm-hmm. Conceptul meu fiind exact de rochie unicat și la comandă, adică eu nu fac două rochii la fel, nu... Din nou, teatralitatea de care vorbeam, da, umerii, totul e sculptural. Curtea regală. Am refuzat tot timpul să văd un serial foarte faimos care a făcut Urzarea tronurilor. Da, am refuzat să mă uit, toată lumea spunea, uite că o să fii nebunit. Și acum îmi dau seama că asta e fix ceva gen Daenerys, ce purta aia. Cam pe acolo e zona. Ai putea să adaptezi această rochie și pe varianta scurtă, de exemplu? Deci poți să faci. Da. Și să păstrezi proporțiile de pe umeri, din talie. Rămâne doar aripioare de la șolduri și partea de la umeri, dar ar trebui să schimb un pic volumul de la voalul de jos ca să arate ok. Probabil că aș face-o mai conică dacă ar fi scurtă. Nu știu dacă aș mai lăsa o vaporoasă jos. Până după genunchi, da. Uh-huh. Deci se poate transforma și într-o rochie de cocktail fără nicio problemă. Rochie de mireasă. Nu? Rochie de mireasă, da. Aprobați-o, ca să știu că sunt bine în ce zic. Rochie de mireasă, ușor, transparentă. Ușor mult transparentă. Da, am avut la o expoziție rochia, dar asta este rochia soției mele din vamă. Ca să... Nu cred! Ce tare! Am zis că merită să marchez cumva. În vama vechi îmbrăcat așa, asta e chiar un... Ideea e că la un moment dat e cam satul de rochii de mireasă și de clișele astea, dar... I-am și zis, eu stau rochia altă culoare. Dar având în vedere că totul a fost total inedit, rochia arăta bine târâtă prin nisip, pe dacă era non-conformist și nu m-a mai deranjat să fac o rochie clasică. Ai recuperat ceva din ea? Pare că da. Ați făcut trash the dress după aia? Nu? N-am făcut. Nu. E asta, Florin. Trash the dress e acum la modă să te duci în altă zi după nuntă și să... trash the dress, ce nu înțelegi? Să-ți bagi joc de rochia de mireasă. Ne-am făcut la nuntă. Într-un fel frumos. Pe vremea mea... Să faci o ședință foto, de exemplu, în apă cu ea. Altceva, nu? Mm-hmm. Alege pe final, te rog. Ia-ți mireasă ziua bună. Acolo alegi, pe alb alegi. Da, pe alb aleg. Deși îmi place foarte mult și negru, îmi plac cele două de acolo. Dacă și poți să transform, să nu o lași în zona de rochie de mireasă, să-i pun sacou negru pe umeri. Un sacou cu linie bărbătească, să-i spunem, și deja poți să mergi la un eveniment. Ideea că secția pe care am făcut-o a fost din rochii diferite în care s-a regăsit fiecare persoană. Am adus una geometrică pentru cine e mai așa, am adus una tipică. Te-au inspirat fetele, înțeleg. Într-un fel. Da. Am avut o selecție mai mare oricum, dacă ne-am întâlnit în culise, clar am știut care e pentru care și... Mulțumim mult, Denis, că ai venit. Eu vă mulțumesc. Mulțumim și Elidei pentru că mi l-a adus astăzi la Stil de Succes pe Denis Prădescu. Ce?